Bună ziua, dragii mei și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. Să vedem de data aceasta ce vom avea în această lectură și să scoatem și o carte din pachetul îngerașilor. Da, iată că prima carte din etalare, dragii mei, este aceasta. Vorbește despre răbdare. Este îngerul răbdării care vine la voi. Acest înger are un ceas în mâini, după cum se vede. Și iată că acest ceas probabil că merge înainte, dar merge mai încet decât de obicei, decât un ceas normal. De ce? Pentru că, iată, se impune ca în situația în care sunteți în prezent să aveți mai multă răbdare și să dovediți această răbdare pe parcurs, pe, timp, pe măsură ce înaintați în viața voastră. De ce? Pentru că se pare că dorințele pe care le aveți pentru voi și pe care vreți să le vedeți în realitatea voastră. Au nevoie de timp să se desfășoare în fața voastră. Se pare că veți avea nevoie de o mai lungă perioadă de timp până a le vedea înfăptuite. De ce? Probabil pentru că energia voastră nu este destul de clară în ceea ce privește aceste dorințe. Probabil pentru că uh, pendulați, aveți momente când spuneți da, vreau asta, dar, uh, au poate că nu se va împlini sau poate că nu merit asta sau poate că nu va fi chiar așa cum îmi doresc și așa mai departe. Tot, uh, tot felul de gânduri uh, care nu sunt îndeajuns și care vă trec prin minte în legătură cu uh, dorințele voastre, și de aceea uh, trebuie să mai. Uh, Purificați, să mai clarificați aceste gânduri pe care le aveți în această perioadă, dacă vreți cu adevărat să aveți acel lucru. Pe de altă parte, văd că unii dintre voi renunțați la dorințele voastre, tot așa pentru că ați așteptat foarte mult și vi se pare că acel lucru nu este de nerealizat pentru voi. În acest sens, poate că aveți nevoie să vă, să vă, să vă gândiți din nou, să reconsiderați acele uh, vise, acele dorințe, pentru că este posibil ca voi să doriți cu totul alte lucruri, de fapt, și aceste visuri să fie uh, perimate pentru voi. Și următoarea carte, iată că uh, vine din partea îngerașului Fiona, aceasta îți spune... Acum fiind că ai chemat îngerii în ajutor, deschideți sufletul să primești călăuzire și sprijin divin. Meriți ajutor din ceruri. Iată că văd că unii dintre voi sunteți deziluzionați în această perioadă și căutați ajutor în orice parte ați putea găsi acest sprijin. Și mulți dintre voi, bineînțeles, că apelați la ajutorul divin. Pentru că acesta este, aceasta este ultima frontieră, ca să spun așa, este ultimul ajutor la care ați mai spera și um, vă doriți foarte mult ca acesta să vină în ajutorul vostru. Um, fie că este vorba de îmbărbătarea voastră, fie că este vorba de asigurarea voastră că totul se va împlini conform planului fie că este vorba de un sfat de care aveți nevoie de un răspuns, de care aveți nevoie la o întrebare pe care o aveți acum în minte, toate aceste lucruri pot apărea în perioada următoare pentru voi din partea cerului, din partea îngerașilor care vin, iată, să vă sprijine, vin să vă călăuzească pașii spre uh, ceva mai bun pentru voi, pentru viața voastră. Pentru că, da, uh, dragul meu sau draga mea, și tu meriți ajutor din ceruri cu atât mai mult cu cât uh, cauți acest ajutor, cu cât uh, te îndrepți vertiginos spre acesta. Uh, ajutorul divin uh, ne poate parveni în orice moment al vieții noastre, mai ales atunci când uh, ne lovim de situații pe care, la care nu vedem rezolvare, deși uh, este bine de știut că orice situație din viața noastră are rezolvare. Uh, și de aceea nu ar trebui, nu este bine ca uh, vreodată să ajungem să deziluzionăm în asemenea hal încât să uh, nu mai putem pune capul pe pernă seara liniștit sau cine știe ce nu, să nu mai putem face, să nu ne mai putem face activitățile zilnice din cauza acestor evenimente neplăcute care pot parveni în viața noastră. Uh, și iată că în aceste momente ajutorul divin este mai mult decât binevenit. Să vedem mai departe cărți din partea tarotului. Iată că o primă carte care bine să se desfășoare azi în fața voastră, dragii mei, este Marele Preot. Se pare că uh, unii dintre voi uh, vor dori ca în această zi să facă pasul cel mare sau vă pregătiți pentru acest pas cel mare uh, pe care să-l faceți mâine, dumin uh, azi, duminică. Uh, este o zi minunată, o zi deschisă acestor evenimente. Evenimentelor de genul acesta, cum ar fi căsătoria, logodna sau poate botezul, dar aici este vorba de unirea dintre două suflete, dintre două destine. Da, acest mare preot se pare că este pe punctul de a oficializa și relația dintre voi doi, pentru că văd că mulți dintre voi sunteți angajați în, într-o relație. Și țineți foarte mult ca această relație să devină ceva uh, sigur, ceva cert, ceva uh, menit să rămână uh, așa cum este acum în eternitate, în eternitatea acestei vieți. Bineînțeles că despre asta vorbim. Și să mai vedem o carte. Deci, o carte foarte frumoasă, o carte de foarte bun augur și să mai vedem încă una. Iată că avem aici, dragii mei, treiul de pentagrame. Această carte vorbește despre o relație de colaborare foarte bună între dumneavoastră și o persoană din viața voastră. Poate că este persoana voastră dragă, sau poate că este un prieten, o prietenă, sau poate că sunt mai mulți prieteni sau colegi la muncă, poate că în desfășurarea unui proiect pe care l-aveți de realizat ați uh, dat o dovadă de uh, tenacitate în muncă și de, multă, și de foarte bună colaborare cu acești colegi ai voștri. Uh, de aceea va ieșit un lucru foarte bun, un lucru care se va bucura de un real succes. Uh, pentru unii dintre voi văd că de asemenea uh, aveți un mare succes uh, în urma colaborării dintre voi și ființa voastră dragă uh, în propria voastră afacere. Probabil că lucrați la o asemenea afacere amândoi și uh, depuneți tot efortul de care sunteți capabili în acest sens, și acest lucru se vede pentru că aveți rezultate din ce în ce mai bune. Pe de altă parte, văd aici o relație de trio, dragii mei. Este posibil ca persoana voastră să mai aibă pe cineva în ultima perioadă. Probabil că ați remarcat o modificare a comportamentului său față de voi și să știți că aceasta se întâmplă ca urmare a intrării unei alte persoane în viața sa. Da, oricum ar fi, această persoană va fi pasageră prin viața sa și uh, într-un final va rămâne tot alături de uh, voi. Și să vedem mai departe o carte din uh, oracol. Iată că acest mesaj vine către tine, uh, adânc în inima ta și tu știi deja răspunsul. Fă ceea ce consideri că este corect sau că este bine pentru tine. Așadar, dragul meu sau draga mea, trezește-te la realitatea din tine pentru că propria ta intuiție îți poate dicta cel mai bine ce este bine să faci într-un moment sau altul al vieții tale. Și iată că în acest moment este bine să, și este corect pentru tine să faci exact lucrul la care te gândești, adică ceea ce simți. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!